Diabetul a devenit o boală comună în rândul oamenilor de toate vârstele. Aceasta apare atunci când organismul nu mai este capabil să producă insulină sau nu o mai poate folosi eficient și are ca rezultat creșterea nivelului de zahăr din sânge. Din fericire, există o băutură minune care scade glicemia. Conform Click pentru femei, există două tipuri de diabet și anume tip 1 și tip 2. Diabetul zaharat de tip 1 apare atunci când pancreasul nu produce o cantitate suficientă de insulină. În cazul diabetului de tip 2, insulina este produsă, dar nu poate fi folosită în mod corespunzător în organism. Riscurile sunt de asemenea ridicate în timpul sarcinii, atunci când organismul are un nivel ridicat de glucoză în sânge și nu reușește să producă insulină. Cele mai comune simptome ale diabetului zaharat de tip 2 includ sete, infecții, urinare frecventă, vedere încețoșată. Chiar dacă diabetul se ține sub control cu ajutorul medicamentelor, la fel de eficiente sunt și remediile naturale care au capacitatea de a scade nivelul glicemiei din sânge și pot trata diabetul zaharat în mod natural. Așadar, iată cum se prepară băutura minune care scade glicemia. Ai nevoie de oțelină, 2 morcovi, un măr verde și 3 buchete de spanac. Spală foarte bine toate ingredientele, curăță morcovul și mărul și taie-le felii. Pui feliile într-un vas și le mixezi cu blenderul până obții un amestec omogen. Apoi adaugi restul de ingrediente și amesteci iar. Bei o cană din acest suc în fiecare dimineață înainte de micul dejun și această băutură ajută la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge într-o perioadă foarte scurtă. De asemenea, previne și scade gradual simptomele ale diabetului. Continuă să bei acest suc până când simptomele nu-și mai fac simțită prezența. Ingredientele folosite sunt naturale, ceea ce înseamnă că nu există pericolul de efecte secundare, relatează Click pentru femei.